viitorul președinte al României, domnul Crin Antonescu. Bună seara! Bună seara, dragi prieteni din Cluj! Sunt aici înainte de toate pentru ca, în calitate de președinte al Partidului Național Liberal și de copreședinte al Uniunii Sociale Liberale, să vă adresez un mesaj de prețuire, de respect și de încurajare. Dragii mei, și pe 10 iunie, și la toamnă, și în vremea care urmează, noi avem de făcut nici mai mult, nici mai puțin decât un alt destin pentru această țară, pentru România. Și pentru a croi un alt destin pentru România, adică pentru noi și pentru copiii noștri, avem nevoie de tot ce e mai bun în noi. Avem nevoie de cei mai buni dintre noi. Avem nevoie ca din fiecare comunitate, mai ales din cele asemenea Clujului, încărcate de istorie, de tradiție, de cultură, de muncă, de valoare, să-i ducem în față pe cei mai buni oameni, să-i ducem în față pe cei care să ne reprezinte, să ne apere interesele și împreună să croiască României un alt drum. Iar convingerea mea este că prin votul dumneavoastră veți arăta că dumneavoastră toți, comunitatea clujeană, din municipiul Cluj, din județul Cluj, însemnați și trebuie să însemnați pentru România nu un motiv de ironie, ci un motiv de respect, nu un motiv de animozitate, un motiv de antipatie, pentru că Emil Boc, alături de Traian Băsescu și de Elena Udrea, sunt astăzi, din păcate, cele mai detestate persoane din România. Clujul nu merită asta. Clujul, pentru noi toți, este o vatră a românismului, este o matcă a culturii, este un oraș de oameni capabil să trăiască civilizat și prosper, capabil să dea exemplu restului României de ce înseamnă Europa, de ce înseamnă modernitate și de ce înseamnă secolul 21. Și vreau, îmi doresc, sper ca prin votul dumneavoastră să arătați pentru toată țara că Clujul nu mai înseamnă Boc, Tișe, Apostu, ci înseamnă Marius Nicoară, Horia Uioreanu, Andrei Marga, Ioan Rus, oameni pe care toată România îi respectă. Marius Nicoară a fost președintele Consiliului Județean Cluj și a lăsat ceva în urma lui, chiar dacă cei care au venit după el n-au avut niciodată corectitudinea să recunoască eforturile lui și munca lui. Dar Marius Nicoară a fost mereu un om respectat în Partidul Național Liberal, în Uniunea Social Liberală, ca și Horia Uioreanu. Emil Boc a devenit proverbial în condiția lui de subordonat ridicol al lui Traian Băsescu. Din păcate, Emil Boc a aplicat orbește ordinele pe care Traian Băsescu le-a dat împotriva a milioane de români. Și de aceea, votul dumneavoastră trebuie să însemne despărțirea de această imagine, despărțirea de acest trecut. Guvernul României cuprinde în poziții de cea mai mare importanță și prestigiu doi clujeni, pe Andrei Marga la Ministerul de Externe, reprezentând deci România pe plan internațional, și pe Ioan Rus la Ministerul Administrației și Internelor. Aș vrea din tot sufletul ca doi oameni respectați în toată țara să ducă acolo unde este locul Clujul. Și acești doi oameni, alături de echipa lor, de consilierii lor, sunt Marius Nicoară și Horia Uioreanu. Vă doresc toate cele bune. Vă doresc toate cele bune, prosperitate și prestigiu pentru minunatul dumneavoastră oraș, pentru minunatul dumneavoastră județ, și vă rog, aveți încredere
Vă rog, veniți pe 10 iunie și votați cu tot sufletul Uniunea Social-Liberală, împreună cu țara, în fruntea țării, până la capăt. Doamne ajută! Pe 10 iunie votează Marius Nicoară, primar.